Salutare dragi prieteni, salutare dragi urmăritori, bine ați venit în canalul meu de YouTube, Coin Master, stăpânul monedelor. După câte observați, sunt cu ochelarii la ochi, datorită faptului că sunt pe plajă în Mamaia și este un soare extrem de puternic care mă orbește. Datorită acelui fapt, port ochelari de soare. Nu, am glumit. Port ochelari de soare pentru că sunt foarte obosit și nu vreau ca dumneavoastră să vedeți că ochii mei sunt obosiți. Bun. Am studiat toată ziua această secvență. Scuzați-mă că nu am postat-o mai devreme datorită faptului că am probat-o în mai multe feluri. Au modificat un pic algoritmii și pe miza de 100 se total o ia razna jocul. De ce? Nu dă nicio formație de simboluri sau dacă o dă, o dă foarte târziu. După 20, 30, 40 de mâini. Și, deci, datorită acelui fapt, nu folosim de data asta betul ori 100. Da? Ce vreau să vă mai spun, dragi prieteni, pentru cei noi veniți în canalul meu de YouTube, vă rog frumos, abonați-vă în canalul meu de YouTube, răsfoiți un pic canalul, o să găsiți sfaturi utile și, de asemenea, o să postez noutăți zi de zi sau odată la două zile, secvențe și alte clipuri educative pentru acest joc Coin Master, stăpânul monedelor. Pentru acest joc Coin Master. Da, deci ce vreau să vă spun, acești dezvoltatori au început să modifice foarte mult secvențele. Este posibil ca odată la o zi, odată la două zile, s-ar putea să postez o nouă secvență, pentru că secvențele care eu le dezvolt vor funcționa decât pentru o zi sau o zi jumate sau ceva de genul, pentru că au rotița în care ei dau acolo și modifică total algoritmii și datorită acelui fapt, secvențele nu vor funcționa decât pentru 20-24 de ore. Bun. Ce vă rog eu și ce sfat vă mai dau eu pentru acest joc? Vă rog frumos, jucați numai și numai la cupa de spinuri. Este foarte primordial acest lucru. De ce? Pentru că acele spinuri contribuie la profitul dumneavoastră, dragi prieteni. Fie că sunt 2000, 4000, 6000, 1000, cât o fi, bine, sunt minim 2000, dar vreau să spun, am zis ca un exemplu. Deci se adaugă în profitul dumneavoastră de spinuri și în trucul meu de a avea un profit maxim în acest joc. Da? Bun. Da, deci să trecem la explicația secvenței. După cum v-am spus, nu există betul ori 100 în această secvență și secvența este în această parte. De asemenea, avem, după câte observați, avem o secvență un pic ciudată, datorită faptului că până acum nu am mai folosit această metodă, dar având în vedere că dezechilibrul algoritmului este un pic ciudat de data asta, am făcut secvența în acest mod. Se tratează de 50 de rotații la bet ori 1, după care urcăm la bet ori 10 pentru 15 rotații. După care urcăm din nou la bet ori 20 pentru 15 rotații. După care urcăm la bet ori 40 pentru 15 rotații. Iar ultimară urcăm la bet ori 80 pentru 15 rotații. De ce vedeți dumneavoastră acolo că imediat după betorii 80 și schimbăm la betorii 40 din nou? Da, deci după câte știți, acest event este un event de simboluri, da? Deci ori de câte ori luăm formație de atacuri sau ciocane sau formație de porci sau right, nu luăm nicio acțiune. Deci noi continuăm cu secvența care este aici. De exemplu, suntem la
rotația numărul 43, luăm formație de ciocane. Nicio problemă, noi dăm în continuare 43, 44, 45. Dar în schimb, dacă luăm formație de simboluri, la rotația numărul 43, reluăm numărătoarea de la 1. Deci, atenție la neatenție. Ori de câte ori obținem formație de simboluri sau ecusoane de șerif, reluăm secvența. Ori de câte ori obținem formație de raid sau porci sau atacuri sau ciocane, continuăm cu secvența. Nu luăm nicio acțiune. Continuăm cu secvența. Deci, repet, acesta este un event de simboluri. Bun. Datorită faptului că ei au dezechilibrat un pic algoritmii, după ce jucăm pe 1, urcăm, cum v-am explicat mai înainte, 20, pardon, 10, 20, 40, 80, iar dacă terminăm cele 15 rotații la bet or 80 și nu obținem formație de simboluri, reluăm de la miza ori 40, 15 rotații, iar după aceea urcăm din nou la bet or 80, 15 rotații, iar după aceea coborâm din nou la bet or 40, 15 rotații, iar după aceea urcăm înapoi la bet or 80. Deci, acest lucru îl facem simultan, după câte vedeți, scrie etc, etc acolo, pentru a nu pierde spinuri. Ați înțeles, dragi prieteni? Deci, aceasta este secvența de data asta. Dacă vreți să aveți un profit maxim de spinuri, jucați, vă rog frumos, pe cupa de spinuri, jucați această secvență, iar acum țin să menționez că avem și o extra secvență care, ca de obicei, se află aici, iar explicația se află aici jos. Bun, în extra secvență este vorba de, după cele 85 de rotații în care le-ați dat în secvența inițială și nu obțineți formație de simboluri, pentru cei noi o să vă explic mai băbește, da? Deci, să zicem că dumneavoastră inițiați secvența, da? Dați 50 de rotații la betor 1, dați 15 de rotații la betor 10, 15 la betor 20, sunt deja 80 de rotații, da? Mai dați încă 5 rotații din betul or 40, care sunt 85 de rotații, iar mai dați încă o rotație, se face 86. Din momentul în care dumneavoastră dați 86 de rotații și nu ați obținut formație de simboluri, din start, indiferent la ce miză obțineți formație de simboluri după 85, adică 86, 87, 88 și așa mai departe, obțineți formație de simboluri, activați extra secvența. Ați înțeles? Deci, după 85 de rotații date din secvența inițială, fără să obțineți formație de simboluri, activați extra secvența, dragi prieteni. Este o extra secvență care se folosește o singură dată, numai și numai dacă nu obțineți formație de simboluri peste 85. Ați înțeles, dragi prieteni? Deci, dacă nu obțineți formație de simboluri până în 85 și obțineți după 85, activăm extra secvența. Și scuzați-mă că mă repet, dar este necesar datorită faptului că ori de câte ori explic, vin noi jucători, vin noi urmăritori care nu înțeleg și trebuie să repet pentru ca ei să înțeleagă. Da, și extra secvența se tratează de, începem de la betul ori 1 cu o singură rotație, după care urcăm la bet ori 20, 15 rotații, după care urcăm la bet ori 40, 15 rotații, după care urcăm la bet ori 80, 15 rotații, iar atenție, și aici de asemenea ca în secvența inițială, avem același lucru. Deci, dacă dumneavoastră nu obțineți la betor 80 formație de simboluri, reveniți la betor 40, 15 și după aceea urcați înapoi la betor 80 și așa etc, simultan și consecutiv, până când obțineți formație de simbol. De aceea,
pune etc și aici, de aceea pune etc și aici și se repetă secvența ca să înțeleagă toată lumea, chiar și cei noi veniți în acest canal de YouTube. Bun, cam aceasta a fost toată secvența. Dacă cineva nu înțelege, vă rog frumos, sunteți invitați pe live-urile mele de pe pagina noastră de Facebook, care este în descrierea acestui clip. Deci după titlu, imediat dacă dați la mai mult acolo sau mostrar sau în funcție de ce limbă folosiți dumneavoastră, o să vă apară deci pagina mea de Facebook și grupul nostru de Facebook, care dacă vă înscrieți veți putea vedea live-urile mele și acolo veți putea pune mai multe întrebări în legătură cu tehnicile și secvențele și noutățile din acest joc. Bun, în același timp vreau să vă comentez, avem un concurs care este în desfășurare. Dacă o să vă uitați puțin mai jos în canalul meu de YouTube sau în pagină sau în grupul meu de Facebook, acolo pe primul plan puteți observa că avem un concurs. Este un concurs cu 3 premii. Premiul 1 este în valoare de 75 de euro, premiul 2 50 de euro și premiul 3 25 de euro. Este un premiu de like-uri, deci cine are mai multe like-uri la o anumită postare, deci care o să o vedeți dumneavoastră acolo, cu tagurile respective la persoane, exact cum știți din alte grupuri și pentru cărți și pentru toate cele, da? Acela va fi câștigătorul. Locul 2 va fi cel următor și locul 3 celălalt, înțelegeți? Și cam atâta, dragi prieteni, sper că ați înțeles, uitați-vă atent la explicații, chiar și de două ori, până când înțelegeți, nu comiteți erori, nu cădeți pradă lăcomiei, nu măriți betul prematur, pentru că veți rămâne fără spinuri sau veți fi nevoiți să folosiți bani reali, ceea ce nu recomand la nimeni. Eu, în contul meu principal, da, folosesc bani reali, datorită faptului că vreau să sui la stagiul de VIP, jucător, pentru a realiza anumite live-uri în pagina mea de Facebook. Dar, sincer, nu recomand la nimeni să bage bani real în acest joc care îl dezvoltă cei de la Monoactiv, de la CoinMaster, datorită faptului că este un simplu joc, nu aveți nimic de câștigat decât să vă distrați, să vă pierdeți un pic de timp și cam atâta tot. Deci nu câștigați bani real, nu câștigați nimic din acest joc. Înțelegeți? Deci cu toate că, cum să zic, eu joc acest joc, nu recomand la nimeni să bage bani real. Înțelegeți? Bun. Și cu asta încheiem acest clip, dragii mei prieteni. Vă doresc un joc plin de profit. Vă doresc un joc plin de profit de monede și de spinuri. Și o săptămână minunată, vă doresc în continuare, o zi minunată dacă pentru cei care vă uitați de dimineață sau o seară minunată pentru cei care vă duceți la somn acum sau mai târziu. La revedere și vă pupă al dumneavoastră Moncler și vă aștept pe următoarele clipuri, pe pagina de Facebook și pe grupul nostru de Facebook. Vă pupă Moncler!